Vitalia Sperelup este tânăra care la doar 21 de ani reușește să-și deschidă propria afacere în lumea frumuseții, un scop pe care și l-a propus chiar de mic copil. Pasiunea dată a fost deja din copilărie, frecventând pictura. Zi cu zi înțelegeam că îmi place totul exterior, frumos, și voiam un domeniu ca să fie și solicitat, și interesant, și creativ. Și pentru asta eu mă gândeam poate și alte domenii, dar totuși m-am oprit la unghii și la machiaj deja. Asta este atât de, nu știu, des utilizat pe Republica Moldova, că s-a făcut o necesitate pentru toți. Pentru că atunci când arătăm bine, ne și simțim mai bine. Tocmai de aceea Vitalia a ales să ajute doamnele și domnișoarele să se simtă într-o armonie cu corpul lor prin deschiderea propriului studio de coafură și manicură. Afacerea mea este despre sfera frumuseții, cum să oferi servicii calitative, raport, preț, calitate, cum să îți fidelizezi clienții proprii. Începem cu domeniul nails. Aici este lampa, că noi uscăm gelul. Acesta este frezerul, când noi curățim cuticula. Acesta este aspiratorul și masa, unde, ca să fie comod la client, să-mi ofere mie mâna. Și deja aici vedeți paleta de culori. Aici putem observa culorile pentru clienți. Acesta este gel, acesta este pentru design floricele uscate. Aici sunt pietre pentru design. Mai jos putem observa multe feluri de scripitori. Acestea sunt șabloane. Și aici, la fel, culori. Aici este zona pentru machiaj și coafuri. De exemplu, aici putem începe cu fixativ pentru machiaj. El așa, în așa bună arată. De obicei, stilizează pentru coafuri, pentru comoditate. Dacă de mod ca ceva accesorii, de obicei, se pentru mireasă. Și se fixează el cu așa. La culoare de păr, asta deja este pentru machiaj și jos noi avem trusa pentru machiaj. Aici putem utiliza unele pensuri, pensuri de pudră, pentru sprânceană, pentru retuș, pentru iluminator. Aici noi putem observa unele genii. Și noi putem vedea totul pentru coafuri. Avem nevoie mereu de cantitate mare pentru fixarea părului din față. Aici putem observa zona cu oglindă, care ne ajută pe noi să vedem mai bine planul de toți direcții. Aici ne așezăm clientul. Asta este un exercițiu pe prejur, mereu avem nevoie de foarte multă lumină. Și deja lampa, care utilizez tot pentru când creez o machiaj sau o coafură și la fel pentru o poză. Deși calea spre succes nu a fost ușoară pentru Vitalia, dorința de a-și îndeplini visul și sprijinul din partea familiei au motivat-o să depășească orice obstacol. Cel mai greu a fost probabil partea financiară. Asta, să zicem, trebuie să găsesc coachii calificați, neștiretică. Și din toată partea financiară, probabil a fost doar 10%, dintre care era egalizarea afacerii, materiale, asta e cea mai mare, adică materia primă mereu este cel mai scump și deja spațiul propriu, asta care m-a ajutat pe mine mai mult familia. Prin efortul și munca depusă pentru a fi pe placul consumatorilor ei, Vitalia reușește să adune un număr de cliente fidele care primesc o satisfacție enormă atunci când pășesc pragul studioului Bella V. De la început am încercat prin promovare. Deja prin promovare au venit primii clienți și de la ei, prin recomandarea lor, ei sunt mulțumit de rezultatul pe care eu îl ofer. Aici ne chiar putem observa clientele mele fericite.